Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face o prăjitură Rodica sau tort Rodica cu cappuccino și nucă și cu un decor super frumos. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta! Și vom începe cu blatul. Pentru blat vom mixa 4 ouă cu un praf de sare și 4 linguri zahăr. Ouăle să fie la temperatura camerei. Aici, în acest bol, am 4 linguri făină, un pliculeț cappuccino cu rom și 50 grame nucă măcinată. Amestecăm și vom da deoparte. Vom mai adăuga 25 ml ulei. Ouăle s-au spumat foarte bine, acum vom adăuga amestecul de făină, puțin câte puțin, și amestecăm ușor. La această rețetă de blat nu este nevoie de praf de copt. Iar acum această compoziție o vom turna într-o tavă de 22 cm, tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm și o vom coace 20 de minute la 170 de grade Celsius. Dar atenție, acest lucru, cum vă spun întotdeauna, depinde de cuptorul fiecăruia. Blatul nostru este gata, uitați cât de bine arată, este foarte pufos. Îl vom lăsa puțin să se răcească, după care îl vom scoate pe un grătar. Când s-a răcit foarte bine, îl vom tăia în două părți, cât de cât să fie egale. Le vom da deoparte și ne vom apuca de cremă. Pentru cremă vom pune într-o crăticioară un ou, 90 de grame xilitol sau zahăr normal și un praf de sare și amestecăm. Iar acum vom adăuga 50 de grame amidon de porumb și un pliculeț cappuccino gust de rom. Amestecăm și vom mai adăuga 500 ml de lapte și amestecăm. După care vom fierbe această compoziție până se îngroașă, desigur amestecând continuu. După cum vedeți, crema noastră începe să se îngroașe, o vom mai lăsa puțin și o luăm de pe foc. Iar acum în această cremă vom adăuga o lingură praline de nuci. Rețeta o voi lăsa în cutia de descriere. Amestecăm, după care vom acoperi crema și o vom lăsa să se răcească foarte bine la temperatura camerei. Este foarte important să se răcească la temperatura camerei. Între timp, pregătim siropul cu o lingură cappuccino, o linguriță xilitol și aproximativ 50 ml lapte fierbinte. Amestecăm și o dăm deoparte. Iar acum vom tăia blatul. Eu voi tăia două cerculețe de 16 cm. Dacă doriți, puteți să faceți o prăjitură pătrată. Eu am ales să fac un tortuleț de această dată și o dăm deoparte. Crema noastră s-a răcit, o voi transfera într-un bol mai mare. Vom mai adăuga 120 de grame unt moale la temperatura camerei, foarte important. Untul trebuie să fie moale și mixăm. Și crema noastră este gata. Acum vom avea nevoie de un platou, vom pune primul blat. Vom pune și inelul. Vom însiropa blatul cu siropul pe care l-am pregătit mai înainte. Vom pune un strat de cremă. O vom întinde frumos pe toată suprafața blatului să fie cât de cât uniform.
iar peste vom pune și cel de-al doilea blat, îl însiropați, după care vom pune iarăși un strat de cremă. Crema rămasă o rezervăm pentru decor. Trebuie să fiți atenți să vă rămână cremă și pentru decor. Iar acum vom da tortulețul sau prăjitura la frigider pentru o oră. Între timp vom pregăti și decorul. Eu voi folosi acest șablon și am topit aproximativ 60 de grame de ciocolată neagră cu 54% cacao. Voi face acest decor. Este prima dată că încerc acest decor de când mi-am luat acest șablon și am vrut să văd dacă iese decorul. Am pus ciocolata, o voi lăsa puțin. Vom scoate tortulețul cu grijă din inel. Vom lipi șablonul cu ciocolată, așa cum vedeți că procedez eu. După care o vom da la frigider să se întărească ciocolata aproximativ 10 minute. După 10 minute, vom desprinde ușor șablonul cu mare grijă. La mine s-a rupt puțin pentru că trebuia să pun stratul de ciocolată un pic mai gros. Dar nu este nimic. Acum vom acoperi imperfecțiunile cu cremă. Decorăm cu crema rămasă. Rețeta și ingredientele le voi lăsa și în cutia de descriere, sub video. Acum în mijloc vom pune un trandafir din ciocolată plastică, făcute de mine, și frunze de napolitană. Și gata este tortulețul sau prăjitura Rodica. După cum ați văzut, nu este greu de pregătit și este un deliciu. Merită efortul. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine tuturor! Pa, pa!